Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire online. Astăzi ne propunem să rezolvăm din cadrul testului 2, test integrat în variantele de simulare pentru evaluarea națională, primele patru probleme. Haideți să vedem. Prima dintre acestea, așa cum v-ați obișnuit, vă cere să rezolvați un calcul algebric simplu. Țineți cont de neapărat când rezolvați o astfel de problemă de ordinea operațiilor. Deci avem pentru prima problemă rezultatul calculului 40 minus 20 de împărțit la 5. Întâi efectuăm operația de împărțire. 40 minus 4, deci rezultatul este 36. Acest rezultat trebuie să vă apară pe foaia de examen. Problema a doua este o problemă care necesită soluționarea prin rezolvarea unei ecuații de gradul 1, x pe 4 egal cu 3, x supra 4 egal cu 3, înmulțim egalitatea prin 4, și obținem x în membru stâng este egal cu 3 ori 4. Deci, în consecință, x este egal cu 12. După cum se poate și verifica. Problema numărul 3. Cel mai mare număr par din mulțimea numerelor de la 2 până la 9 este, pentru rezolvarea acesteia, mulțimea m, o mai scriem o dată, este mulțimea numerelor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. În cadrul acestei mulțimi, mulțimea m mare indice 2, fiind mulțimea numerelor pare, din mulțimea M mare, numere pare sunt numerele care dau restul 0 la împărțirea prin 2. Deci vom avea 2, 4, 6, respectiv 8. În consecință, cel mai mare element, număr par din mulțimea M, va fi 8. Deci cel mai mare număr par din M este 8. Să vedem problema 4. Problema 4 ne spune că dreptunghiul ABCD are AB egal cu 8 cm, BC egal cu 6 cm și ne cere să calculăm lungimea diagonalei AC. Vom reprezenta un dreptunghi ABCD cu roșu diagonala acestuia, unghiul de 90 de grade reprezentat cu roșu în BC și D, toate unghiurile ABCD au măsură egală cu 90 de grade. Iar acum să fixăm și dimensiunile AB 8 cm, BC 6 cm, AB 8 cm,
respectiv BC 6 cm. Deci ABCD este un dreptunghi. În consecință, triunghiul ABC este un triunghi dreptunghic. ABC, cum spuneam, este dreptunghic. Și din teorema lui Pitagora, obținem relația AC pătrat egal cu AB pătrat plus BC pătrat. Așa cum am văzut mai devreme, AB e 8, BC e 6 cm, vom avea 8 la a doua plus 6 la a doua, adică 64 plus 36, adică 100, adică 10 la puterea a doua. Dar AC este lungimea unei laturi a unui triunghi, este un număr pozitiv, deci AC este egal cu 10, bineînțeles, centimetri. Da? E, în felul acesta am rezolvat problemele propuse pe ziua de astăzi. Pentru rezolvarea celorlalte probleme, vă aștept cu cea mai mare plăcere la o altă emisiune. La revedere!